Da, un upgrade major filmat așa repede cu telefonul în mânuță. Ia să mă dau pe partea asta, că e mai mult soare. La un alt 30 miler, tot un delight. Super delight. Fai, da. Și upgrade-ul o să vă arăt mai târziu. Lumini pe spate, Supernova cu stop pe frână, cum dorește domnul proprietar. Clanxon adăugat, manetele schimbate, s-a trecut de la Shimano, mai avem un XT aici care trebuie schimbat și ăsta. Trecut de la Shimano XT la Megura. MT5, nu? Pentru că s-au upgradat și frânele, primește cu două piston, cu patru pistonașe, mai e încă o frână care nu o văd, da, asta trebuie să o aranjăm și pe asta imediat, să primească și asta cu patru pistonașe pe spate, că băiatul ăsta e greu rău de tot, e un biciclist cu greutate. Ce s-a mai upgradat? Disc de 203 mm, și încă se lucrează la greu și trebuie să fixez instalația pentru asta, este pentru frânele de mână cu Mofe Higo. Aici instalația modificată, circuitul pentru două stopuri pe spate plus stopul pe frână. Și acum că și pe aici e plin de, și acum o să mai primească un upgrade, un far cu fază lungă, fază scurtă, lupine, sper că am pronunțat corect, și imediat o să intre și ăsta în... Băi, ăsta mai are un buton aici jos. Îl vedem ce face așa. Și imediat o să lucrăm la far, să facem și lumina pe față, am terminat-o pe cea pe spate, am montat-o, am probat-o, este ok, nu avem nicio eroare funcțională. Și dăm bătaie mai departe. Ce urmează? Frâna, conducta de frână și farul pe față. Hai să fac, mă apuc de instalația, tu lucrează la frână, că eu mă apuc de instalația electrică pe față. Deci încă un delight. Va lua super. Un super delight. Iartă-mă, hai de mine ce greșeală am făcut. Cred nici nu pot să dorm la noapte pregătit pentru curse lungi. Farul lupine aranjat aici cum trebuie, frumos, cu tot cu clanxon, care clanxonul se alimentează și asta din lumini. Mai urmează, ne pus o olivă aici, la frână, și mai am deranjat un pic instalația electrică pe frâne. She's ready. O să mai revin cu o filmare când totul e funcțional. S-a montat și pe aici etrierul cu patru pistonașe. Ah, mațele încă sunt afară, dar le aranjăm. Neața, dragilor, a doua zi de upgradat și lucrat la un la bicicleta, la noua bicicleta a tovarășului meu de pedale, domnul Răzvan. După ce am lucrat foarte mult la instalația electrică și am uitat să fac prea filmări prea detaliate, azi o să mă apuc de servisarea motorului și mai târziu o să vă povestesc un picuș ce am upgradat la bicicleta asta mai în detaliu, așa, zilele trecute, adică zilele trecute, ieri, că ieri toată ziua s-a lucrat la ea. Ia să-i dăm bătaie cu motorul acum.
Motorul are undeva la 2000 și ceva de kilometri de când l-am desfăcut. Cam așa arată situația, deci se schimbă un pic, ăsta trebuie curățat. Ia să vedem. Da, și aici trebuie curățat. Ia uite. Trebuie curățat. Ok. Thank you.
hai să o dăm afară la, la aer. Hai să ieșim de aici din... Să dăm afară la aer, că e aproape gata. Așa, ia cricketul cu torx. Bun. Așa, și acum aici. Domnul Răzvan cu a lui Razer Miller Delight. Super. 2025, cât e asta? 27? În fine, nu contează. Este a lui Razer Miller Delight din în fabricație fără număr. Manelistule, în fine. Cu o grămadă de upgrade-uri primite. Frâne, Măgura, de la Shimano trecut la Măgura, asta trebuie mai jos lăsată. Nu, stai un pic. Da. Da, 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 da. Ia. Tot nu e bine. Tot mai trebuie câte ceva făcut. Din păcate. Tot nu-mi place. Fii atent. Acum e ok. Ce? Na. Rezemilor de light upgradat. Schimbat toată partea electrică, apoi a schimbat motorul, pus motor cu asistență până la 45 la oră, deci fără chipuri, fără... Nu suntem adepții la chipuri. Și încă mai avem de lucrat un pic la frâna spate, pentru că o să primească un disc de 203, probabil. În fine, atinge trierul un pic de basculă, să vedem dacă putem să rezolvăm cu un distanțier. Dacă nu, o să primească din nou pistonașul cu... trierul cu două pistonașe și asta este. Deci cam asta este bicicleta. Upgrade-ul a fost făcut cum trebuie și e gata de drum. Peace!